eu mă gândeam numai la copii, când pare că mă prăbușesc într-o prăpastie și nu pot ieși. La 49 de ani, Ecaterina Deacioc din orașul Glodeni duce o luptă necontenită pentru viață. Recent, femeia a aflat că are cancer. Cum voi ați avut așa o greutate de mare și voi nu aveți așa o greutate de mare și voi nu ați spus la nimeni? Lipsa banilor o împiedică să se trateze corespunzător și asta nu e tot. Este mama a doi băieți cu dizabilități. Băiatul are atrofie parțială a creierului. Închipuiți-vă și stresul a fost pentru noi, acasă un băiat care nu se deplasează. Cum a aflat că are cancer? Ce șanse de vindecare îi dau medicii? Și cum se descurcă cu doi copii cu nevoi speciale? Sper că n-a făcut la nimeni niciun rău și Dumnezeu să fie milostiv față de mine și copiii mei. Bine v-am găsit! Astăzi vă povestim istorii de viață care merită vorbite. Pe lângă suferința pe care o are din partea celor doi băieți, acum Ecaterina Deacioc a ajuns să lupte cu boala. De câteva luni, viața i-a devenit o luptă pentru supraviețuire. Să-i cunoaștem povestea! Ecaterina, bine v-am găsit, mulțumesc că ne-ați primit în casa dumneavoastră, că v-ați făcut astăzi timp pentru noi ca să ajungem la dumneavoastră la Glodeni. Dumneavoastră sunteți mamă a doi băieți și, din păcate, ambii sunt cu dizabilități, cu probleme de sănătate. Să începem să ne povestiți dumneavoastră despre primul băiat, ce vârstă are, cum îl cheamă și la ce vârstă l-ați născut. Primul băiat se numește Deciu Coleg, are 29 de ani, l-am născut la 20 de ani. Deodată, când s-a născut băiatul, mi-a spus că e perfect sănătos. Însă, la 4 luni jumate, băiatul a avut febră 41,5, care a durat timp de 5 zile, după care mi-a spus medicii că are edem cerebral de la febră înaltă. După aceea, băiatul a început să simte rău, a început să îmble ochișori dintr-o parte în alta, nu mișca mânuțele cum trebuie, a rămas de la febra asta paralizat, cum s-ar zice. Febra de la ce? Mi-a spus că e neuroinfecție, dar până la febra 41,5, el o perioadă avea febră 37,2 și permanent plecam la medicul pediatru de la noi din raion, care mi spune că asta nu-i nimic, la copiii mici e posibil să fie așa febră, deoarece asta e febră subfebrilă și nu-i nimic. Și brusc, nu, băiatul nu a fost răcit, nu a fost nimic absolut. Brusc i s-a început să ridice febra 38-39 până și a ajuns la 41,5. Dar dumneavoastră, când ați fost externată după naștere, medicii v-au zis că el este sănătos, e totul bine. Nu, când am fost externată, da, după naștere, mi-a spus că băiatul e perfect sănătos, că grad de dizabilitate s-a dat la vârstă de 3 ani. Până la vârsta de 3 ani, el nici grad de dizabilitate nu avea. Aici, în Glodeni, ați născut dumneavoastră? În Glodeni am născut. Unde i s-a pus diagnoza? La Chișinău sau la Glodeni aici? Noi am fost foarte multe ori pe urmă plecat și la Chișinău. Diagnoza i s-a pus la Glodeni, unde a fost confirmată și la Chișinău. I s-a pus paralizie cerebrală după febră. Dar spuneați că avea ceva, o infecție la creier, da? Avea neuroinfecție, așa se numește, neuroinfecție. Dar cum explică medicii? De la ce? Așa, nu mi-au explicat nimic. Nici la Chișinău nu v-au explicat? Eu, pe vremea ce eram tânără, poate n-am dat atâtea întrebări, încă, însă amu, eu sunt conștientă, eu citesc, dar la, pe vremea ce nimeni nimica nu mi-a spus. Dar dumneavoastră, v-ați informat deja, v-ați dat seama de la ce putea să fie?
așa și nu-mi pot da seama de la ce putea să apară neuroinfecție, febră și... Și la ce vârstă i s-a pus diagnoza de... Grav dizabilitate la vârsta de 3 ani. 3 anișori. Da, da. Noi până atunci nici nu dorim să o sprinim... Să o acceptați. Să o acceptăm că băiatul este, are probleme de sănătate, însă noi... foarte multe ori am fost la tratament, am fost la Moscova plecați, când băiatul, după ce i s-a dat grad dizabilitate, noi am fost plecați la Moscova, la clinica Semenovei, unde se tratează unii se tratau copiii cu... Acolo am fost consultați, mi s-a spus cum trebuie să procedăm cu boala lui, ce trebuie să facem, încă să rămânem la tratament, n-am avut posibilitate, deoarece nu suntem cetățenii Rusiei. Da, Rusiei, noi pe vremea aceea trebuiam să achităm 1.500 de euro pentru o cură de tratament în clinică. Și n-ați avut posibilitate. Și n-am avut posibilitate. Dar medicii de acolo dădeau șansă de reabilitare? Nu. Reabilitare, dar șansă nimeni niciodată. Ca să-și revină. Da. Nu dădeau șansă. Nu. Când a împlinit el 14 ani, noi aici am aflat că vin specialiștii din orașul Tula, unde în numărate ori i-am făcut intervenții chirurgicale cu laser. Am achitat 750 de euro, noi ne-am apelat la domnul Marcel Platon, unde am fost programați pentru intervenții și am fost prezenți la intervenții, unii ni s-au făcut, de 3 ori am avut intervenții cu laser, însă nu a fost cu succes. Dar la ce ar fi putut să-l ajute această intervenție cu laser? Puțin eu a ajutat, ca să mă înțelegeți, el mâinile, picioarele nu putea dezdoie, piciorușele în genere nu putea dezdoie și lui ei s-au tăiat din ligamente, unde el de acum întinde picioarele, stă pe șezute, dar din cauza că picioarele erau în formă de asta, el nu putea stătea pe șezute. Numai la asta eu ajutat, dar în rest n-am avut succes ca să meargă sau... Și după fiecare intervenție noi plecam la reabilitare la mama și copilul, unde suntem mulțumiți la doamna Parascovia Tanase că e și acum ne ține minte și din când în când mai stăm de vorbă cu ea. Și... Doamna Ecaterina, dumneavoastră spuneți că la 3 ani s-a dat diagnoza de paralizie cerebrală. Da. Cu ce sechele el a rămas după acea infecție neuro? El a rămas mobilizat la pat, practic. El nu mișca mâinile, nu dezdoie picioarele, el mereu plânge. Adică nu se putea de făcut nimic. Nimic. Ce se putea de făcut, noi am încercat și am făcut. Ce se putea de făcut, ce a fost în măsura posibilității noastre, ce am știut noi, practic, am încercat, l-am dus la reabilitare, am făcut intervenții chirurgicale. Dar intervenții chirurgicale la ce? La picioare, la mâini? La picioare, la mâini, la față, când cu laser, apoi s-au făcut foarte, foarte multe puncte. Dar la față pentru ce? Fiindcă mușchii feței, el mistica greu mâncarea și s-au dat drumul la mușchii feței ca el să poată să alimenteze. Să mistice mâncarea. Da, să mistice mâncarea. Probabil atât pentru dumneavoastră, cât și pentru soț a fost greu să acceptați boala băiatului, că era primul foarte greu, copil în familie. Ne-a fost foarte greu să acceptăm și foarte greu să depășim, dar tot timpul am fost luptători și avem încredere în Dumnezeu, chiar foarte multe ori am fost plecați pe România, la mănăstiri, am fost plecat în Ucraina, tot la mănăstiri. Dar dumneavoastră, dumneavoastră erați conștientă atât dumneavoastră cât și soțul că deja băiatul o să depindă de dumneavoastră toată viața. Da, noi de când băiatul s-a îmbolnăvit, noi eram conștienți că băiatul o să fie...
a sfins ca un curotile. Noi am luptat și am făcut ce era de posibil pentru... Însă, acum noi tot facem recuperare, ca nu de mult am fost la Râșcani și am făcut recuperare la gimnastică. Acum vine doamna și facem masaj două ori pe an, noi facem masaj două ori pe an, facem recuperare în altă parte. Restul, de-am mai bine, noi suntem conștienți că de-am și n-aș face și cât n-aș investi eu în trânsul, mai bine decât este, n-aș fi. Noi suntem destul de conștienți. Acum, care este starea lui? Starea lui, cum să zic, el nu este prea bun din motivul că el are și probleme de sănătate cu rinichi. Dar așa, el este optimist și noi în casă nu vorbim niciodată de boală, de îndeopște a nimănui boală, nici a lui, nici a nimănui, ca să nu-l scârbim pe dânsul. Dar la rinichi de unde au apărut? I-au dat complicații? În 2018 el... Eu nici nu știu de unde tot s-a luat. El s-a simțit foarte rău. El avea slăbiciuni și noi am plecat să facem un control medical și am trecut o zi la rinichi, unde mi s-a depistat hidronefroză severă în ambele rinichi, malformații congenitale. Asta a lămurit medicul, că asta la persoanele care sunt mobilizați la pat, la majoritatea persoanelor, e așa. Și după ce am dat analizele, am trecut tomografia și mi-a spus că situația este foarte gravă. Sunteți la dializă sau nu? Nu. Noi nu suntem la dializă, deoarece unde am fost plecat la Bălți, la centru de dializă, am vorbit cu medicul și ne s-a spus drept în față că dializa, pe dânsul n-a să iei nici o clinică, deoarece băiatul este mobilizat la pat, dar la dializă trebuie să fie persoana conștientă, nu că conștientă, nu știu cum să mai exprim corect, persoana se deplaseze singură, nu depinde de cineva. Să nu depinde de cineva. Dar nu știu cât este de normal, dacă băiatul este într-un scaun cu rotile și să-l lăsați acasă așa să... Și cum îl mențineți dumneavoastră? Pentru că... După ce am aflat, foarte multe ori am fost la medic și acum ne tratăm în fiecare lună în orașul Bălți, la clinica Santela, domnul Buftea, unde domnul ne încurajează mereu și îmi spune că-s bravo, că-l mențin, că băiatul se simte cât de cât binișor. Dar ce țineți sub control? Urie și creatinina să fie mereu sub control. Acestea noi le dăm în fiecare lună, urie și creatinina, să vedem să fie în normă, că dacă nu e în normă urie și creatinina, trebuie să-i dea ceva de curățat sânge, că mi s-au dat multe ori preparate care scot răutatea din organism. Acum, el depinde în totalitate de dumneavoastră și de soțul dumneavoastră. Ce poate el să facă și ce nu poate el să facă? Oleș, practic, nu poate să facă nimic singur. El are mereu nevoie de ajutorul meu sau a soțului. El nu poate să pui singur în farfurie, să iei o cană de apă. Până nu-i aduci lui înainte, el nu se descurcă deloc fără ajutorul cuiva. Cine îl spală? Cine îl îmbracă? Eu îl spăl, eu îl ajut la îmbrăcat, eu îi dau dimineața să spele dinți, îi pun dinainte să mănânce, îl scot la plimbare. Dacă nu sunt eu, el nu poate ieși singur, sprimbli. Dar nu vă este greu dumneavoastră să-l ridicați? El... Uneori mi este greu, dar n-am încotro. Eu niciodată nu m-am plâns și nu m-am jăluit că ni-e greu, ni-e rău, că asta e datoria mea de părinte ca să-l am grijă de băiat. Că este... Dar el vorbește, înțelege? El vorbește, el înțelege, el foarte mult mă susține, el mă susține mai mult ca o persoană sănătoasă, care... Dar vorbește cu dificultate? Vorbește cu dificultate.
însă este un băiat foarte bun care mă susține mereu. Câteodată este rău lui, dar el atâta energie și curaj îmi dă că... Uitați de toate problemele, de toate greutățile, cât curaj și cât energie îmi dă el mie. Doamna Ecaterina, cât de costisitoră este să întreții un copil cu probleme de sănătate, un copil cu paralizie cerebrală? Este foarte costisitor, deoarece are nevoie permanent de tratament, chiar și așa lași masaj, care vine doamna acasă și nu este deloc ieftin. Chiar dar nu este compensat de către stat? Da, nu, niciodată n-am avut nici o compensație, nici o privilegie de la stat care să beneficiem. Cât e ca să vină doamna să-i facă, nu știu... 10 zile de masaj este în jur de 2500. 10 zile, da. Și banii ăștia îi scoateți din bugetul familiei, din buzunarul familiei? Din bugetul familiei, când este greu mai luăm și câte un credit. Că... Și credite ați fost nevoiți să luați? Am fost nevoit să luăm și credite, deoarece el are nevoie mereu și de tratament medicamentos, adică mai mult pe bază de plante pentru curățarea rinichilor și mereu, aproximativ mereu el... La asta mă gândeam și eu pe lângă masaj. Eu cred că mai are nevoie și de medicamente și de alte preparate și de alimentații probabil și de la alimentație adecvată, că el are nevoie mai mult de legume, fructe, carne, pește. El lui nu prea îi spate, deoarece el ridică creatinina în sânge, boboasele. La fel? La fel ridică creatinina în sânge. Și ce îi dați să mănânci atunci? Tierciuri, supuri, mai mult pe bază de legume. În toată ziua îi fac ceva proaspăt, că dimineață, de pildă, tierci la masă, o supă, între mâncăruri, tot îi fac ori sârnici, cum s-ar zice. Da. Îi fac ceva ce să alimenteze el. El nu mănâncă ceea ce mâncăm noi, el mănâncă mâncare practic nesărată, să nu fie prăjită, totul e fiert, e copt, e... Păi în condițiile astea, doamna Ecaterina, că cheltuiți mult pentru tratamentul și pentru întreținerea lui, ce pensie dumneavoastră el are? Pensia lui e 2000 de lei. 2000 de lei? 2000 de lei. Păi dumneavoastră nici pentru 10 zile de masaj nu ajunge. E corect, dar eu lucrez ca asistent personal la băiat, acum ne-a fost, încă eu după ce am ieșit de pe foaie de boală, încă n-am primit salariu, abia urmează primul salariu ca să-l primesc, nici nu știu, am înțeles că salariul s-a majorat, că avem 3.800 salariu. Acum e 4.800 sau 4.600. Eu n-am primit, eu am stat jumătate de an pe foaie de boală și acum eu primul salariu abia trebuie să-l primesc. Dar pensia de 2.000 de lei e foarte puțin. E foarte puțin. Ce să facem? Doamne Ecaterina, pe lângă durerea asta care ați și o aveți cu primul copil, și al doilea băiat s-a născut cu probleme de sănătate. Da. Cum îi zici la al doilea băiat? Al doilea băiat se numește Gabriel, are 22 de ani, este student la universitate și eu foarte mândră vorbesc de asta, că pentru mine este un vis ca băiatul meu să finiseze universitatea, să devii o persoană în viața asta, că deoarece eu n-am avut posibilitate să îmi fac studii, că n-am avut susținere, n-am avut mamă lângă mine care să mă ajute și eu foarte mult am dorit să devin soră medicală, însă visul meu nu s-a realizat. Și acum investiți în băiatul ăsta și mic. Și investesc în băiatul ăsta mic ca el... Dar Gabriel, ce probleme de sănătate? Cu ce probleme s-a născut? Gabriel s-a născut, totul a fost deodată, a fost normal, însă băiatul a fost miotonic, adică foarte mulcuț, mușchi moi. Uh-huh. Și el
a fost liniștit, drept că adăuga foarte rău în greutate și s-a născut cu sindrom Gilbert. Ce înseamnă asta? Sindrom Gilbert înseamnă că e, când se îngălbinește persoana și se ridică bilirubina în sânge, destul de mare bilirubina, dar nu este periculoasă deoarece ea nu afectează ficatul. Este o boală care genetică, dar care este ține sub control. Și la vârstă de 10 luni, băiatul arăta ca un copil de 2 luni. Adică mișcările face, da. Și eu am, da, pe parcurs noi facem masaj. Îmblam la aici la Glodeni la masaj, însă fără niciun rezultat. Și după care eu am sunat la, deoarece foarte multe ori stăteam cu băiatul, cu Oleg, la mama și copilul, acolo avem deja cunoscuți mulți și am sunat lui doamna Pașa și i-am spus, ce să facem noi, uitați-vă care e problema la noi. Și doamna ne-a spus că luați băietul și veniți imediat la Chișinău, unde noi n-am ezitat mult, am luat băiatul și ne-am dus, i s-au făcut investigații. După aceea noi am început să facem tratament în toată luna. 10 luni, 10 zile stăteam la mama și copilul, 20 de zile eram acasă. Și după fiecare dată noi avem succes. Chiar și acum ne aduc aminte, primele pași făcuți de Gabriel, noi le-am numărat, 16 pași au făcut prin casă. După a 5-a sau a 6-a terapie de masaj, noi am văzut succes. La ce vârstă a pășit prima dată? La ce vârstă el a pășit? El a pășit la vârstă de 1 an jumate. Mm-hmm. Mai greu? Mai greu un pic, da. Da, însă tot am văzut că mersul lui nu este stabil, el merge ca o... Sclătina, da, și acum, el acum tot așa mers are. Da, și am făcut investigații tot atunci la Chișinău, am făcut o tomografie, unii s-au arătat că băiatul are atrofie parțială a creierului și calcinații în regiunea talambică în ambele părți. Atrofia creierului este parțial, grav. Parțială atrofia creierului și după ce noi multe ori am întrebat că dacă băiatul a să rămâi imobilizat la pat, că eram deja conștientă cu așa, cu așa diagnoză, este foarte grav. Însă medicii la mama și copilul strângeau de umeri și îi spuneau că nu știu, că eu întrebam, el a să meargă, închipuiți-vă și stresul a fost pentru noi, acasă un băiat care nu se deplasează și a doilea, asta pentru mine a fost... Nu numai pentru mine, dar pentru și soțul, a fost un stres foarte mare. Eu mă gândeam numai la copii, că îmi pare că mă prăbușesc într-o prăpastie și nu pot ieși. Problemele nu s-au terminat în viața dumneavoastră aici. Mi s-a depistat cancer la glanda tiroidă. Eu am plâns și zi și noapte. Cum voi ați avut așa o greutate de mare? Aveți așa o greutate de mare și voi nu ați spus la nimeni. Eu, Iconița, și promite-mi, pune-mi mâna pe Iconiță și promite-mi că cu tine ați fi totul în regulă. Sper că n-a făcut la nimeni niciun rău și Dumnezeu ați fi milostiv față de mine și copiii mei. Și prin tratament, prin reabilitare, l-ați... L-am pus pe picioare, însă am fost la... Noi de la 10 luni ne tratăm tot la Bălți, la un medic neurolog și doamna tot timpul îmi spune că eu m-am dus la dânsa și o întrebam, spuneți-mi, vă rog, a să meargă, a să stăie pe șezute, doamna îmi spune așa, a să lucrați cu dânsul, a să primiți tratament corespunzător și băiatul a să fie bine. Că și până în ziua de astăzi noi ne tratăm la doamna și... Dar cei ce avea la creier, atrofirea creierului, s-a stopat? Da. După, noi, ca atare spune, celulele nervoase nu se restabilesc. Calcinatul a rămas calcinatele, însă atrofia, acum când am trecut cu 2 ani în urmă rezonanța magnifică, nu i-a arătat că are atrofia, dar noi foarte mult am urmat tratament medicamentos. Noi
nu știu, facem un pic de întrerupere și în continuu, și în continuu, în continuu, foarte mulți ani. Și acum el două ori pe an se face tratament pentru... La creier. La creier, da. Dar acum cum se simte băiatul? Acum băiatul se simte bine. Nu sunt sechele, nu au rămas cu sechele? Spuneați că uneori se clatină. El se clatină, el are dureri de cap uneori, dar toate acestea noi încercăm să le rezolvăm prin tratament, prin, ne ducem la medic, mă rog, și om sănătos are și dureri de cap. Și, și totuși dumneavoastră spuneați că Gabriela este mândria dumneavoastră, că indiferent că are probleme de sănătate, a ajuns să facă universitate. Universitatea. Este anul 2? Este anul 2 la Universitatea Tehnică. Specialitatea? Informatică, dacă nu greșesc. Informatică, da, da. Ceva legat cu, de calculatoare. Este la buget? Este la buget. Primește bursa socială. Dar el mai primește și pensii. El are pensie mai mică, 1900, îmi pare că. Și totuși este foarte puțin, pentru că tratamentul costă, probabil. Este foarte puțin, dar... Doamna Ecaterina, dumneavoastră v-ați gândit vreodată că veți avea o astfel de durere? Pentru că orice femeie își dorește să devină mamă, dar nu orice femeie se așteaptă la o astfel de durere. Niciodată nu m-am gândit că cândva în viața mea eu o să trec pentru asemenea probleme, că copiii mei au să aibă probleme de sănătate, însă niciodată nu ne-am lăsat mâinile și am mers mai departe, că au fost cazuri când îmi spuneau că tu ești încă tânără, poți să-ți dai copilul tău la o casă de copii. De copii. Unii sunt copii cu asemenea probleme, încă îmi spunea uneva pe Norhei, însă eu... Să vă abandonați copilul. Să ne abandonez copilul. Însă eu tot timpul zicem așa, eu n-ați pot mânca, respira, trăi, dacă eu știu că uneva este copilul meu, care el nu poartă nicio vină, că el s-a născut cu asemenea probleme, că el nu are nicio vină, că este bolnav. Și de datoria mea să am grijă de copilul meu și să-l îngrijesc, să-l întrețin cât de zile și cât să aveți posibilitate. Cât să am posibilitate. Problemele nu s-au terminat în viața dumneavoastră aici. Da, este corect. Deja... au trecut la dumneavoastră direct. Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? În luna noiembrie am fost operată la glanda tiroidă. Unii ne-au fost extrasă complet glanda tiroidă. După analiza de histologie, mi s-a depistat cancer la glanda tiroidă. După care am fost chemată la Institutul Oncologic pentru a face o programare la medicul... La medic. La medic pentru tratament cu radioterapie, unde, stând de vorbă cu domnul, eu am problemă de claustrofobie și domnul ne-a spus că categoric nu pot face radioterapie, trebuie să caut alt soluții și alt fel de tratament, unde am vorbit cu doamna doctor și doamna ne-a spus că dacă ai posibilitate a pleca la România, în București, să faci un tratament cu radioiod, care este destul de costisitor, dar până la aceea trebuie să faci o consultație. Domnule Cătărină, dar spuneți-vă rău, cum dumneavoastră ați ajuns la operație? Vă simțiați rău? Cum ați simțit că ceva nu este bine cu organismul dumneavoastră? Eu nu mă simțeam bine. Eu mi se învârte capul foarte des. Eu mă sculam din pat și mi se învârte mereu capul. Avem stari de slăbiciuni, însă eu totul spuneam că asta e din cauza stresului. E din cauza stresului, oboselii și... Însă nu m-am gândit mult, m-am dus să-mi fac investigații. Am trecut o zi la glanda tiroidă, am dat analizele, ca să înțelegeți, au fost perfecte toate. Uh-huh. Și nici suspecții n-am avut că am
cancer. Însă endocrinologul la care mă tratam ne-a spus să mă duc să văd că avem un nodul la glanda tiroidă, să văd în ce stare este el. Să plec la Institutul Oncologic, unde am fost examinată și ne-au făcut puncții. Însă puncția nu era cancer, era starea precanceroasă, însă nu era cancer. Uh-huh. Și mi-a spus că trebuie numai decât înlăturat. Și eu am spus, ok, timp de o săptămână am fost programată. Și la operație? La operație, la Institutul Oncologic. La Institutul Oncologic, unde mi s-au făcut operație, peste vreo câteva zile ne-au dat drumul acasă, că a fost totul bine. Nodulul a fost înlăturat? Nodulul a fost înlăturat, au fost trimis rezultatele la histologie. Însă pe data de 26 ianuarie eu am fost telefonată de către doamna Ina Sclifos, care ne-a spus că trebuie de urgentă să mă prezint la Institutul Oncologic, nu este în regulă. Histologia a venit rea. După sărbători am fost programată și am fost plecată, vă spun că la... Asta e unii mi s-a spus că am cancer la glanda tiroidă și trebuie să mă pregătesc să mă duc la România. Am fost în luna ianuarie, eu am sunat la România la doamna Mirela Gherghe și în care am fost programată pe data de 14 ianuarie la o investigație la care am fost plecată la București, am făcut o investigație, doamna ne-a spus că timp de o lună trebuie să țin un regim special, unii nu-s putea de mâncat carne, sare, lactate, eu nu știu cu ce mă alimentam, că nu putem să beau pastile care le beau mereu ca să pot lua pastila de radioiod. Și mi s-a spus că pastila, tratament cu radioiod, costă 2000 de euro. Și câte proceduri ați făcut? Abia una. O pastilă de radioiod costă 2000 de euro, în dependență de doză. Unii costă două, alți primesc și mai mari. Am fost cu doamna internată care mai mult bani au achitat pentru tratamentul. Știu, ne-ați luat bani. Ca să mă înțelegeți, băiatul meu, Leșca, el stă pe TikTok. Eu am venit acasă, eu... Două zile am plâns foarte mult. Eu am plâns și zi și noapte, că eu nu știam de unde să iau 2000 de euro. Asta nu numai 2000, că tot tratamentul m-a costat cu mult, mai mult, fiindcă am fost și la investigație asta, tot îți cheltuieli. Și eu am plâns două zile, eu mă trezeam noaptea, eu plângeam, ziua plângeam, până și mă tind că s-au săturat toți în casă de plânsitele mele. Gabriel mi-a spus, mama, eu lepăd învățătura, eu mă duc să lucrez ca eu să te pot ajuta ca tu să poți pleca, ca să mă înțelegeți. Eu m-am liniștit în două secunde și am zis așa, eu vă promit că eu mai mult n-as plâng niciodată. Vedeți ce gest frumos din partea băiatului. Cât de greu nu mi-ar fi, mama n-as mai plângă. Și cât și nu s-ar întâmpla, eu as fiu mereu pozitivă, dar te rog frumos, ăsta e visul meu cel mai mare, că tu să finisezi studiile și să-ți fie ții mai ușor în viață, că tu să te poți descurca, că, mă rog, problemele tale de sănătate... specialitatea ta este destul de ok, ca tu să câștigi de bucățica ta de pâine și nu depinzi niciodată de nimeni. Și-a reușit Oleg să adune banii. Și, dar noi, eu așa eram de deprimată, că eu le-am spus, eu la nimeni n-am spus că eu și problema am de sănătate. I-am spus lui Oleșca și Oleșca a trecut foarte greu peste asta, el a început a plânge, el a chicat într-o depresie, că eu, ca să închipuiți că eu 29 de ani n-am fost plecată de lângă dânsul măcar pe o zi, în afară cât am fost la intervenție și el a zis că mama, eu azi te ajut. Eu m-am uitat straniu la dânsul și el a început a vorbi de problema mea pe TikTok, unde au auzit și rudele soțului, foarte mulți oameni, că a doua zi am fost telefonată de către soacra mea și spune, măi băieți, cum voi ați avut așa o greutate de mare și voi nu aveți așa o greutate de mare și voi nu ați spus la nimeni? Cum,
eu ca tare n-am vrut să știe nimeni, da? Deoarece Oleșca a început a vorbi de pe TikTok și, ca să vă spun sincer, s-au adunat foarte mult lume care l-au ajutat foarte mult, chiar și rudele soțului, vecinii noștri. Să mă înțelegeți, într-o zi la ușă, înainte de a pleca, a venit o doamnă, eu o cunosc destul de bine, că e tot o auzit de la cineva de pe TikTok, că așa s-a întâmplat cu mine, e pensionară, doamnă, a venit cu 100 de lei, eu atât de mult m-a impresionat faptul. Există oameni buni, doamna Ecaterina. Oameni foarte mulți buni și foarte mulți vecini au venit la mine acasă și m-au ajutat. Oameni străini care eu aș fi recunoscătoare mereu pentru bunătatea lor, care mă rog mereu, mă uit la în fața bisericuței și le zic așa: Doamne, dă-le, Doamne, sănătate și putere la toată lumea și la copiii mei, la toată lumea care ne-a fost alături și ne-a susținut. Doamna Ecaterina, dar dumneavoastră, de unde ați luat putere și ați avut curajul să-i spuneți lui Oleg despre... Eu n-am vrut să-i spun. V-ați dat seama că o să-l afecteze? Eu am venit la dânsul, el știe că eu am fost operat, el știe că eu mă simțeam rău, că într-o zi rămăsesem numai eu cu dânsul în casă, când mi s-a făcut rău, el s-a speriat foarte mult, că eu nu putem ajunge nici la ușă, că din ziua aceea noi nu încuiem ușa, că, zic, doi oameni mobilizați în casă, soțul era plecat la bălți, nu știu unde, și nici salvarea chiar scheme nu putea. Și el știe că eu am fost la operație și el îmi zice că, mama, tu fă-ți operație cu tine și bătet bine. Eu zic, da, ok, Oleșca, totul o să fie bine, însă... Eu am venit și i-am spus așa, când eu am știut rezultatea finală, eu am spus așa, Oleșca, mama, pentru vreo câteva zile ați trebuia să pleci de acasă. Dar tu te rog să fii bravo, că să fii tot bine. Și el a început a plânge și a început... Nici nu vă pot explica ce se întâmpla în timpul acela când eu m-am început a mă enerva. Eu nu puteam aduce la normal că el și plângea și s-a închis într-însuși. Și totuși de ce ați hotărât să-i spuneți? Eu trebuie să plec de acasă. Eu nu i-am spus ce boală am. Eu i-am spus că mama trebuie să pleci. Și el îmi zice, dar cu mine nu-i nimica. Dar el îmi spune că, mama, eu sunt bolnav, dar eu înțeleg tot. Dacă tu trebuie să pleci de acasă, înseamnă că la tine ceva nu e regulă. Și totuși i-am zis, Oleșca, eu o să mă tratez cu mine, o să fie totul bine. Și el ne-a luat iconița în mână, care stă mereu la patul lui, și îmi spune, e iconița și promite-mi, pune-mi mâna pe iconiță și promite-mi că cu tine o să fie totul în regulă. Și eu am luat iconița în mână și i-am zis, Oleșca, uite, mama, dacă ați pleci și să mă tratești, dacă tu, eu n-ați retrăiesc pentru tine, tu, eu o să mă fac bine. Dar dacă eu tot să fiu trist și să plâng, eu n-o să mă pot pleca de acasă. Însă totuși am avut probleme înainte de a pleca de acasă cu o zi. El, pe fond de stres, a dat o tusă în trânsul. Eu trebuiam duminică să plec la radioterapie, însă el vineri, seara, a făcut așa o criză de tusă, că eu eram pe cale de a nu pleca nicăieri. Și asta era deja sâmbătă dimineața, eu am chemat o soră medicală, am dat analiza să vedem, poate e o răceală, poate ceva nu e în regulă. Am chemat medicul acasă, l-a ascultat, a zis că în plămâi tot e curat, asta e posibil psihosomatică, pe fond de stres el a dat tusa asta. Și eu îi zic, avansul era achitat la clinică și eu îi spun, Aleșca, dacă tu nu-ți faci bine, eu nu plec. Iarăși nu pot să plec, dar eu pierd banii și ei care erau achitați la clinică. Că în contract așa și scrie că banii nu se returnează înapoi. Și el treptat s-a liniștit, însă tot o perioadă de timp el a avut o tusă. Dar el așa, el dacă se emoționează și stresează, el are o tusă pe fond de sistemul nervos. Doamna Ecaterina, dar prima dată când medicul s-a uitat la dumneavoastră și v-a zis că aveți cancer, ce-a fost în sufletul dumneavoastră, știind că Oleg are nevoie de dumneavoastră, Gabriela are nevoie de dumneavoastră, soțul are nevoie de dumneavoastră? Eu nu m-am gândit în momentul și ala la mine, vă spun sincer, eu mă gândeam numai la copii, că îmi pare că mă prăbușesc într-o prăpastie și nu pot ieși. Însă am zis că totul e în voia Domnului. Cum să vrei Dumnezeu, așa să fie, dar
Sper că n-am făcut la nimeni niciun rău și Dumnezeu să fie milostiv față de mine și copiii mei și să fie totul bine. Acum cum vă simțiți dumneavoastră? Care este starea dumneavoastră? Starea mea, câteodată mi-este rău, dar eu n-am dreptul să mă simt rău. Eu n-are și neavea grijă de Oleșca, dacă soțul trebuie să muncească. Dacă n-a să muncească soțul, vă dați seama că, că noi n-a să ne descurcăm. Și eu cât de mult mă stăru eu să-l ridic, soțul meu este o persoană ca Gabriel, așa, e slăbuț, că eu tot timpul vreau să-l protejez și pe dânsul, că să nu ridice, să nu-i fie rău. Dar el este unicul care aduce bani în familie, da, acum. El muncește. Adică muncesc și eu, eu ca asistent personal, da. Da. Dar cea mai mare parte din venit vine din partea soțului. Dumneavoastră primiți tratament, acum urmați să mai fiți operat la dumneavoastră, glanda tiroidă a fost înlăturată total. Înlăturată complet, da. Eu s-a fost, așa am înțeles, după ce am făcut scintigrafie la România, mi s-a spus că mi s-au rămas resturi mari de glanda tiroidă. Mm-hmm. Nu a fost curățat tot. Total, da. Dar s-au lăsat resturi și din cauza la asta nu știu cum a să evalueze boala mai departe, a să reușească pastila asta de radio iod să umoare celulele astea sau câte tratamente va fi nevoie. În orice caz, eu știu precis că în luna februarie eu trebuie să mai fac un tratament cu radio iod. Și iar vă trebuie 2000 de euro. Și iar îmi trebuie. Și nu aveți iar. Eu cât de cât mă stărui, câte un pic să pun, fiindcă atunci au fost din pripă. Atunci au fost în noiembrie, am fost operat, în decembrie am fost depistat, în ianuarie trebuie să plec la consultații și în februarie eu n-am avut timp să-mi acumulez cât ceva. Eu nu... Acum eu am un pic de timp când eu pot... Și la fel trebuie să mergeți în România. La fel, eu acum în luna august, eu peste 2 săptămâni trebuie să-mi fac o programare pentru o consultație la... Dumneavoastră ați vorbit despre rudele soțului, despre vecini, dar nu ați vorbit despre părinții dumneavoastră. Unde sunt ei? Mamica mea a decedat după ce m-a născut pe mine, cauza nu știu, care spune că e o trombă, care eu a născut prin cale cezăreană, și încă nu îi dădese drumul acasă, e tot în spital a murit. Și eu pe mamica mea practic n-am cunoscut. Dumneavoastră v-ați născut pe 19 decembrie și mamica pe 31 decembrie în ziua de anul nou a decedat. Dar cine v-a crescut? Pe mine m-a crescut rudele mamei mele în Federația Rusă. Da, tata unde este? Tatăl meu a decedat anul trecut. Frați, surori aveți? Am un frate care este departe, dar nu se răspunde cu... Nu prea comunicați? Nu comunicăm, nu. Și, practic, dumneavoastră sunteți străină. Eu sunt, practic, străină. Adică chiar... străină din partea rudelor, din partea, da, familiei. N-aveți pe nimeni. N-am pe nimeni, așa. Doamna Ecaterina, dumneavoastră v-ați spuneați mai sus că n-ați greșit nimănui. Atunci... De ce se întâmplă toate astea cu dumneavoastră? Nu știu, eu... Doi băieți bolnavi, dumneavoastră, cancer, anul trecut ați fost diagnosticat? Nu știu. Asta e voia Domnului, cred că așa a fost. Eu niciodată nu m-am întrebat, așa e soarta, eu nu știu. Niciodată n-am zis că îmi pare rău că e greu că scris băieții au fost bolnavi, că am trecut prin multe greutăți, niciodată n-a reproșat, niciodată eu m-am acomodat cu destinul care ne-a fost dat. Zine, cu ce ochi vă priviți băieții, soțul? Eu privesc cu dragoste mereu, însă acum din cauza bolii am devenit un pic mai nervoasă. Și îmi pare foarte rău că pot să, uneori, să zic și nu trebuie, dar însă eu îmi dam seama că eu... Recunoașteți. Eu recunosc că... De ce vă temeți cel mai tare? Cel mai tare mă tem că să nu rămâi copiii mei singuri și să nu poată să aibă
să n-aibă grijă cineva, de, mai ales de Oleg, dacă Gabi cât de cât el se descurcă singur în viață, el lucrează, dar cel mai tare ne-i grijă de Oleg că el fără mine nu se descurcă, că eu sunt unica persoană care îi sunt mereu aproape și, și la bine și la greu. Și... Dar cea mai mare dorință a dumneavoastră? Cea mai mare dorință, copiii mei să fie fericiți și sănătoși. Și să aibă pe mama alături. Și să aibă pe mama alături și pe tata. Și... Pe lângă asta, dumneavoastră, și cunosc că locuiți într-un apartament social, da, care nu vă aparține. Da. Plătiți chirii, mă rog, o chirie minimă, da, o plată minimă, da, dar nu aveți, nu este al dumneavoastră, da, blocul ăsta. Nu, suntem în chirie. Doamna Ecaterina, să știți că am avut o plăcere astăzi să discut cu dumneavoastră, sunteți un om foarte bun și Domnul le aranjează pe toate acolo de sus. Asta este o încercare pentru dumneavoastră, pentru că Domnul știe că sunteți o femeie puternică și o să treceți și peste asta. Eu vă doresc multă sănătate, multă putere și chiar sunteți un exemplu de o femeie luptătoare pentru cei care ne privesc de după ecran. Sănătate multă! Vă mulțumesc mult, doamna Andrean, că ați venit și mi-ați luminat casa cu prezența și ați ascultat durerea și problemele noastre și vă doresc mult sănătate, că restul se aranjează în viață, dar sănătatea asta e pe primul plan. Doamne ajută! Mulțumesc de Doamne! Atât pentru astăzi, cu voi a fost Adrian Prodan. Dacă aveți istorii de viață care merită vorbite, ne puteți scrie pe rețelele noastre de socializare. Aveți grijă de voi și de cei dragi.